Hei, salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod din Academie cu Hagi. Continuă aici aventura noastră, continuă nebunia. Acum, în episodul trecut, dacă n-ați fost pe fază, să vă fie rușine. De ce m-ați dat până la capăt? Bun, și da, am extins niște contracte la anumiți jucători, că nu vreau să-i pierd, așa mai degrabă îi vând, să scot un bănuț, dar desigur clubul nu cred că o să înțeleagă și o să se uite numai la faptul că, băi, eu le-am dat la aia mai mult salar și să rămână la club și parcă văd că or veni aia și mi-or da în cap că bă, că ce, că cum, că bă, că vezi că nu fă aia, de ce ai făcut aia, că trebuia să nu faci aia, trebuia să faci, băi, trebuia să, băi nebunule, băi, care ești tu nebun, de ce dai bani? Tu nu trebuie să dai bani, tu trebuie să câștigi, dar fără bani. Cam așa ce se gândește clubul. Bun. Ok, azi facem niște schimbări totuși, îl pun totuși pe Banton acolo și atunci îl voi pune pe Roberts acolo ca și LM, așa, și în rest cred că ar fi ok. Poate pe Coci să-l schimbăm cu Jalo, așa să fie cea mai fresh pe cam și da, meci foarte important versus Luton Town, care se află momentan pe poziția numărul 3, deci clar avem nevoie de o victorie împotriva lor. Bun, meci aici versus Luton Town, care în momentul actual se află poziția numărul 3 și totuși am au sponsorizare de la marca aia de mașini, SsangYong, care au niște mașini absolut groaznice cât îți zic urâte. Mai văd una, două, trei prin oraș, că-s puține ce-i drept. Dar asta atâta de urâte să-mi bag piciorul și urâte și mașina aia. Dar totuși, mă, o echipă din Liga 4 din Anglia are, bă, o sponsorizare de asta, mă, de la mașini, mă. Ceea ce înseamnă că, totuși, banul vine, banul vine. Na, ia să vedem. Plus că e fain kit-ul, că e portocaliu. E fain așa pe portocaliu. Bun, hai să vedem. Young, Jalo, foarte bine aici către Matei. Șută, Matei! Apăr acolo portarul Walton. Băi, bine o șutat-o, Matei. Foarte bine se ține acest mijlocaș, Matei. Ce drept până acum l-am evoluat doar pe pase, doar pe passing și așa. O să trească să evoluăm puțin și pe dribbling și pe, desigur, shooting. Că nu știi niciodată când te afli cu Matei prin atac și, na, trebuie să șuteze și apoi el nu știe să șuteze. Ce facem? Ok, na, hai, concentrare pe meci. Trebuie să câștigăm aici. Trebuie neapărat cele 3 puncte și nu neapărat cele 3 puncte, ci să nu mai strângă multe puncte nebunește de la Luton Town. Numai că nu știu dacă reușesc să îi... să-i rup, să-i scot de acolo de pe locul 3 și să fim noi pe 3, că na, dacă ești pe locul 3, ești automat, ești dus mai departe în Liga 3 și nu mai trebuie să joci jocuri de alea de baraj. Și asta ar fi foarte fain, ar scuti de niște meciuri. Dar na, noi suntem de-abia pe 4 și 4 trebuie să intri în niște baraje de alea ca să vezi dacă treci sau nu treci mai departe în următoarea... Stai pic, ai, în următoarea ligă! Ai, ui, ce anemic a fost șutul lui Smith, vai! Ala-i gol cu Boldrin, bun, să ținem tot așa! Ăla-i mă, nene, mă, minutul 41, gol cu Boldrin aici, deja avem nevoie de Boldrin ăsta, mă, bine că i-am dat extensie de contract, plus că valorează o grămadă de bani și dacă ar trebui să-l vindem, totuși scoți un ban pe el și să vedem acum, na, chiar scruși după meciul ăsta să văd ce zice clubul când se vor vedea că am mai extins așa niște contracte, cred că s-or lua aia așa de cap, dar na, am încercat să vând jucători și pe lângă asta am încercat să mai vând și pe Bălgrădean și na, nimic nu s-a întâmplat, am încercat de Bălgrădean ce, o jucat la noi jumătate de sezon și poate aia a fost și schema, jumătate de sezon și ce, deja îl vinzi, chiar dacă e bun. Dar, na, pe lângă asta, totuși, 10.000 de euro pentru echipă din Liga 3, să zic că, bă, echipă din Liga 3 să-mi-l cumpere sau a doua, ai ca a doua, nu chiar a treia, a patra, cam multicei bani. Da, mă rog, depinde de echipă, dar, na, nu-i bani. Hai, începe aici repriza a doua, dar de mai dăm un gol. Hai să mai dăm un gol, ar fi fain așa cu încă un gol. Ai niște intervenții de geniu acolo la Spider-Man Bălgrădean. Hai de cau, ce bine apro omul ăsta, mă, parcă de când l-am pus pe transfer list, foarte bine apră. Ai gol, Banton, ăla-i, mă, perfect. Profit acolo de faza aia, de încăierare aia, nici nu știu cum să-i zic, o de nebunie aia de acolo. Și ăla-i, gol, Banton. Super, revedem din nou faza aici către Varias, dar n-a Varias cum e, abia la început și încearcă și învață Valentinul ăsta, mă, nene, mă. Dar nu-i baie că dă gol Banton, foarte bine.
Lasă, băi, Vareas, lasă, măi, Valentine, nu-i stres, nu-i stres. Tu încă înveți, tu încă vezi, dacă faci gafe de astea, n-ai ce-i face. Ai noroc că conduceam oricum cu un gol, dacă nu, cred că turbam acolo. Și mai ales să nu fi fost Banton și să nu dea gol. Oricum, foarte bine, doi, deja două goluri. Așa e frumos, mă, să stau liniștit, n-am strab. Totuși s-a simțit, na, de ce Luton Town pe poziția 3 a foarte bine a jucat, foarte bine a jucat tot meciul. Dar, desigur, noi suntem mai buni. Bun, câștigăm aici meciul final, Fleur final, câștigăm aici meciul cu scorul de 2-0. Gol, băi, gol dat în ultimele minute acolo, țaca, țaca la tocană, pa, 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 pa. Bun. Ia să vedem, hai, 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 încarcă, încarcă-te, încarcă-te, încarcă-te. Opa, na, cine s-a accidentat? Ia stai un picuț, cine e? Gol, că picuț, mers cu Varias, Georgiu. A, Matei, ce-i cu Matei? Na, l-a scos pe Matei afară. Ce, băi, Matei, bă, nene, mă, nu mai vrei să te antrenezi? Na, știi ce nu-i, băi, lasă-l pe Matei, că vreau să-l mai evoluez pe, deci, sigur, Mania. Că foarte bine joacă Mania și am nevoie de el, non-stop am nevoie de el, trebuie să evolueze și Mania. Că na, mai tot timpul e titular și plus că costă o grămadă de bani, valorează deja o grămadă de bani. Și n-am ce zice, chiar e un jucător foarte bun, dintre cei mai buni apărători pe care am în momentul actual la echipă. Deci să avem grijă de el. Bun. McNary acceptă, se pare că ea refuză, dar asta e un picuț, hello, glad to see you, believe in me, bla bla bla. Ia auzi, pentru că nu este de acord cu... A, n-a fost de acord cu rolul care l-am oferit eu la club. A, ok, am înțeles, am înțeles. Lasă că facem noi aici, lasă că facem noi, rezolvăm noi, mă, nene, mă, lasă că rezolvăm. Omul ăsta oricum am nevoie de el. Aia, ok, ăsta a acceptat. Ia stai să vedem așa. Îi mai dăm iarăși ofertă, 4. Așa, 9, oare trebuie să-i dau și ea 50 de euro în poii mei. Ce faci, mă, cu 50 de euro, mă, ție un Coca-Cola? Important, nu important. Na, crucial atunci, hai că și ăsta a fost de foarte multe ori în prim plan acolo. Hai să-i dăm și la Roberts, aici, un extensie de contract, hai că nu-i mult, nu vrea mult și oricum omul ăsta chiar mai joacă câteodată, îl mai pun pe teren și își face datoria. Bun, Arthur chiar nu-mi pasă de el, nici de ăsta nu-mi pasă, de ăsta deja pleacă. Și în rest, Dave ăla nu-mi pasă, Blackman ar trebui să-l mai păstrăm, păcat că a fost foarte mult timp accidentat. Și acum, nu știu, cred că și acum e accidentat sau ce naibai cu el. Na, mă rog, important, îi dăm și lui. Chiar mă, oare ce face Blackman ăsta, mai stai un picuț. Ca să știu că era foarte bun la un timp și m-am supărat mult când o fac accidentat. Da, aici e accidentat. O, și revine Collins. Na, asta da. Dacă își revine Collins, e o veste foarte bună. În sfârșit avem și noi un, băi, un atacant. Dă-o dracului de treabă. Mm-hmm. Bun, hai să scoatem atunci pe Varea, să-l lăsăm pe Collins. Așa, și să vedem exact până meciul următor cât de bine le mai revine așa stamina-o. Ok, ia Boldrin a acceptat contractul, asta mă bucură să aud. Clifford a acceptat, așa, ăsta, ce dracu, iar nu a acceptat, n-a știut ce dă-te dracu. Bun, 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 ia să văd că nu m-o, pardon, văd că nu m-a certat echipa când le-am extins la ăștia contractele, deci asta într-un fel e de bine, că nu mi-am primit-o încă. Așa, ia să vedem, 1-1 mă cu ăștia mă, cu cei de Mansfield, hai serios. Aoleo, egal cu ăștia mă, n-aș pare de tot. Na, hai, măcar se evolueze băiețașii de pe centru. Așa, Mania, băi, Mania, evoluează mult mă, băi, Mania, evoluează la stamina fratele meu, mult de tot, că așa de mult e țin pe tren și am nevoie de el, mă, că tot timpul obosește repede. Bun, avem aici iarăși un match, așa, frumos, contractele, las că ne uităm mai încolo la contracte. Avem aici un match destul de interesant versus Hartpool, totuși este în deplasare. Da, reușim o victorie așa, un 1-0. Hai, hai, ia, fiți atenți aici, țin pumnii, hai. Hai, te rog, echipă, hai. Hai să câștigăm aici, hai, te rog, să câștigăm aici. Este, mă, 1-0, mă, cociș. Bă, și-am spus eu, mă, așa să câștigăm aici și cu un 1-0, așa. Băi, și-am reușit să câștigăm, ia, bună, l-a acceptat. We are not on track, știu că nu suntem pe calea cea bună, îmi cer scuze cluburile, dar...
Na, ce să vă fac? Bun, ia să vedem totuși câte meciuri mai avem noi din acest sezon. Încă să știu. A, numai două! Băi, mai avem două meciuri și terminăm sezonul, mă! Vai, de capul meu! Mai avem meciul ăsta vs. Plymouth Argyle. Hai să... Ui, nu știu. Numai dacă nu pierde de două ori la rând Luton Town, dacă pierde de două ori la rând, am avea șanse. Sau să mă rog, să pierd odată și să fac un egal. Am avea șanse să le luăm locul, dar dacă nu... rămâne de văzut. Hai să vedem dacă reușim să batem pe cei de la Luton Town. De la Plymouth. Pardon. Hai. Băi, am greșit, am zis Luton Town în sens să le luăm locul. Asta le luăm locul la cei la Luton Town, dar... Da, mă încurc. Ia, mă, Connolly! Este, mă! Apărătorul nostru a dat gol, mă! Apărătorul nostru a dat gol superb. Ah, dar au câștigat. Fuck. Au câștigat și Luton Town meciul lor. Și acum eu degeaba câștig meciul ăsta versus Cambridge, că am avea 85 de puncte. Ceea ce înseamnă că noi vom sta clar pe locul acesta, locul 4. Care totuși ne dă o șansă de promovare, doar că va fi un meci, niște meciuri de baraj, mai mult ca sigur. Ia să vedem. Da, vedeți acolo, promotion, playoff, semifinals. Deci de promovare avem acum semifinalele. Și da, ia să vedem, așa să facem evoluțiile. Foarte bine să evolueze jucătorii. Jucătorii. Așa, foarte bine. Ia să vedem calendarul. Cred că nu ne arată oricum. Ba, ia că ne arată. Astăzi, playoffs. Ia, vedeți, scrie playoff. Ia, ce tare. Ce tare că scrie playoff. Ha! Foarte tare, m-a depusulat un picuț cum a pus faza aia de cupă, gen. M-a depus, m-a stat un pic, ce dracu e cu cupa aia, știi? Bun, Ilie, da, avem nevoie de 70-86, ăsta să fie un jucător bun. Ia, uzi, great work! Ha! Na, ia, uzi. Deci, ia, ce am reușit să facem? De-asta de juniori, da, am făcut două. Avem asta de brand exposure, adică să vindem anumite tricouri și chestia sell-out. Să vindem o grămadă de tricouri, am reușit. De domestic success am reușit, adică chiar că ia, nimeni ne ducem în prima ligă. Asta n-am reușit-o cu financiarul, unde se punea ca mare presiune. Dar, am primit aici 358.000 din asta, din campionat. Uai, ce puțin bani. Și totuși la echipă cum e asta, când zici 400 de rotunjim, 400 de mii de euro, știi, zici, bă, că e, nu e rău, având în vedere că joam mulți jucători de 100 de mii de euro, știi, zici, bă, dar dacă ai fi la o echipă mare, normal, e logic, nici nu m-ar fi trebuit să zic asta, băi, zici, ce cu asta, aici, mă, bun. Deci avem aici play-off-urile care totuși zic că le vom juca de-abia în episodul viitor. Vom juca aceste meciuri și să vedem dacă ne ducem mai departe în Liga 3, că eu cred că aș muri aici, o să joc chiar în Liga 4, deci normal. Ținta noastră, punct, este promovarea. Hai să vedem dacă o roșim. Voi ce spuneți? Spuneți comentariile de mai jos. Ne auzim, numai bine, uitați de like, subscribe și share pe Facebook. Bye, bye!